Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit la știri! Tânăra confirmată la Petroșani și transportată la Timișoara cu infecție cu coronavirus a intrat în contact cu zeci de oameni. Nimeni nu știe exact și medicii de la Spitalul de Urgență din Petroșani așteaptă ancheta DSP. Direcția de Sănătate Publică însă a ajuns doar miercuri la prânz în spital și a trimis la ședința Comitetului pentru Situații de Urgență un reprezentant care nu a știut să precizeze ce trebuie făcut și nici nu știa dimensiunea situației. Medicul Alin Vasilescu, managerul Spitalului de Urgență de la Petroșani, a spus că nu a știut de la început că tânăra ar fi fost în Italia și că timp de mai multe zile a fost în spital, timp în care a intrat în contact cu personalul medical. Nu a fost doar atât, pentru că femeia a fost chiar amendată, fiindcă nu a respectat izolarea la domiciliu, iar acum mai nimeni nu știe exact cât de gravă este situația. Ea în perioada 1 martie, venirea în țară și până în data de 5 martie, când a fost internată în Petroșani, a fost, cu ghilimele de rigoare, liberă și a profitat de libertatea respectivă. A fost inclusiv la Hunedoara, la un RMN, deci traseul este destul de lung și de amplu. Din momentul internării, problemele pe care le ridică sunt contactele avute în perioada 5 și 6 martie, perioada în care nu se știa de unde vine și ca atare protecția față de ea a fost cea obișnuită față de orice alt pacient. Așa se face că acum Direcția de Sănătate Publică trebuie să stabilească cât de mult a intrat în contact această femeie cu alte persoane. Asta în timp ce la spital toată secția de neurologie va fi cel mai probabil testată. În interiorul spitalului apar o serie de probleme, urmare acestor contacte, care ridică mai multe linii care s-ar putea să ducă la posibilă închidere sau restrângerea activității unor secții. Colega nostru de la Insamex, soția dânsului, lucrează asistentă la neurologia. Ea am înțeles că s-a autoizolat, acum și soțul, din proprie inițiativă, eu cred că e de bun simț, s-a autoizolat și el, nu știu, e ok, nu e ok, ce se întâmplă, care e regimul lui, dacă e cazul să se autoizoleze sau nu. Nu știu. Mai degrabă, domnul de la DSP. Nu știu să vă spun dacă... Deci ce știu sigur este că personalul de la neurologie, cel puțin acolo l-am lăsat acum jumătate de oră, ar trebui să fie pe secția de neurologie. Deci n-are rost să se autoizoleze? N-am spus. Deci tot personalul este acolo pentru că va trebui evaluat de domnii de la DSP care vin. După acea evaluare vom stabili. Cei de la Direcția de Sănătate Publică însă nu au știut ce să le spună oamenilor ce au venit la acest comitet de urgență și nici nu a putut să îi răspundă directorului de la Insemex, care a spus că are un angajat, soțul unei asistente, de pe secția de neurologie. Informația asta nu mai am. Deci nu am informații vis-a-vis de autoizolarea, dacă este o suspiciune, te autoizolezi, în timp în care apare simptomatologia, vezi 112, toate acestea au făcut ca populația din întreg municipiul Petroșani și poate din toată Valea Jiului să devină suspicioasă. Consiliul local de la Petroșani s-a întrunit să aprobe alocarea sumei de 100.000 de lei pentru ca, în cazul izolării la domiciliu, oamenii să poată fi aprovizionați, dar și pentru a cumpăra materialele necesare. În plus, s-a stabilit în ședința Comitetului pentru Situații de Urgență ca trenurile, mijloacele de transport în comun și alte vehicule să fie dezinfectate, adunările să fie interzise și școlile închise.